Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la un desert al copilăriei, la salam de biscuiți. Pentru aceasta am folosit biscuiți petit beurre de cacao și de vanilie, 3 pahare de lapte, nuci măcinate, nuci tăiate mai mărunt, o esență de rom, o esență de vanilie, 3 plicuri de zahăr vanilat și 2 linguri de cacao. Vom începe prin amărunții biscuiții cu mâna sau cu robotul de bucătărie. Adăugăm apoi laptele, esența, zahărul vanilat, cacao și nuci și amestecăm foarte bine. Pasta astfel obținută o vom răsturna pe folie alimentară și o rulăm ca pe un salam. Strângem bine la capete, legăm și ținem la frigider peste noapte. A doua zi scoatem din folie și putem pudra cu cacao sau cu zahăr pudră. Sper că v-a plăcut rețeta și sper să o încercați și voi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru cele mai noi rețete. Pe curând!